G2A. Cumpără jocuri la reducere pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la Frostpunk! City Builder-ul post-apocaliptic. Este, mă! Întrebare. 10 lemn! I love you long time! I love you long time! Iubesc atât de mult! 10 lemn! Unde, mă? Unde pot să-l ba, mă? Unde pot, mă? Stai, mă, așa, mă! Man, vreau cât mai mult lemn să iau de aici. Nu e adiacent la o nimic. Mai putem să mai mutăm? Nu, acolo ar fi cel mai bine, că e și aproape de... E fix aceeași prostie, nu? Ar fi și mai greu dacă ne-ar zice undeva câte resurse am putea face rost din toată treaba asta. Ar fi foarte șmecher. Că pe aici nu ne lasă, probabil, pentru că sunt pietre sau ceva pe acolo. Foarte dubios. Ok, întrebarea generală. Eu pot să demolez strada asta? Plus 4 lemn. Ok. Hai să demolez strada aia. Și acum vreau să mă duc și să construiesc o stradă. Cum pot eu, frate, să construiesc strada aia până acolo? Vai de capul meu, cât de dubios e! Am pus-o fix în buza. Ok, până aici un pic. Până aici un pic. Minus 9. Și aia a fost tot lemnul aici cu capul. Ok, dă drumul. Dă drumul că acum trebuie să ne vină aici niște lemn de la nenea asta. Da, post-apocaliptic, adică era glaciară. Este, mă, s-a întors, mă, costă 80 de lemn. Te iubesc atât de mult. Oh, dai, mai fă o stradă aici, că săracul n-are de unde. Așa, leagă ăla de acolo, pălăsă, o mângă. Făcut de aceiași oameni care au făcut This War of Mine. Ce să vă mai zic? Se va lansa la începutul lui 2018. Noi jucăm un demo, bineînțeles, adică o versiune a jocului. Hai să punem două secunde în pauză, că până mai vorbesc. O versiune a jocului care... nu este completă, sunt foarte multe lucruri care vor fi în versiunea finală. Nu avem nici măcar posibilitatea de salvare. Asta înseamnă că eu am registrat acest episod de cap la cap la cap. Da. Asta așa ca să vă faceți o idee. Bun, două secunde ca să-mi realizez eu cum, care este situația noastră în momentul de față cu cărbunele. Ok, deci mai avem 300 de bucăți plus 400 de bucăți plus 470, deci momentan nu stăm foarte rău cu cărbunele, stăm destul de bine cu cărbunele. Hai să vedem ce cercetare am putea noi să băgăm pe aici. Faster gathering, nu mă interesează asta, coal mining, improvement. Tu introduci workbook improvement, you raise sawmill efficiency. Te urăsc! Steelworks, asta e pentru metale. Vai, și câte ore, mă? 8 ore versus... 7 ore. Noi cum stăm acum cu metal? Avem foarte puțin metal momentan. Hai să facem upgrade-ul de Steelworks pentru simplu fapt că nu știu cât metal o să am nevoie pentru pentru astea. Da, doar 25 de lemn? Atunci hai să băgăm asta ca să facem rost de un pic mai mult lemn. O fi bine, nu fi bine, nu se știe. 10 metal. Sau medical post, asta ce am nevoie de el. 10. Dar stai că mai trebuie să le mai fac și oamenilor niște case. Avem nevoie de două case. Deci asta înseamnă așa, 20 de metal plus research-ul ăla, cred că avem tot ce este necesar. Cred că avem tot ce este necesar. Am uitat de chestia cu casele, fraților. Am uitat complet de chestia cu casele. Ok, deci două case aici. Asta înseamnă că ne-au rămas 30 de metal. Putem să punem 10 metal aici, ne mai rămâne 20 de metal plus ce mai fi pe aici. Da, ok. Deci medical post upgrade pentru că avem foarte mulți oameni care nu se vindecă așa de repede precum aș vrea eu să se vindece, da? Ok. Tu aici încă mai operezi la ăla de 24 de ore. E ok, e în regulă. Ok. Poate că ai... Oh, nu, scuze. Poate că aici ar trebui să le punem oamenilor niște drumuri. Cred că dacă îl pun între voi, o să aveți amândouă acces la drum. Perfect. Ok. Hai că suntem în ziua... La sfârșitul zilei a 7-a. Începe ziua a 9-a și uite, mai avem o scădere încă în temperatura la începutul zilei a 9-a. E magnific! Este mirobolant, ce pot să spun.
Stai că noi plănuisem aici să facem un adăpost pentru copii, child shelter, my friend. Păi și nu l-am făcut, nu l-am făcut încă. Copii! Not adjacent. Bă, dacă... Stai, mi se pare că pot cumva să-l rotez, dar nu mai știu cum. Dacă fac click... Cu scroll. Ok, deci pot să-l rotez cu scroll, dar nu știu dacă... Vreau să... Bagă-mă să fie tot adăpostul în zona de căldură, să nu-mi zică după aia ca un perete care nu e în zona de căldură, în pana mea de gușteri. Ne-a costat și ăsta 5 metal. Au, mă doare sufletul. De ce mă dă? Ce? Ce-am făcut eu să merit, mă, chestii de genul ăsta? Bun, așa. Cred că suntem bine momentan. Dacă le dăm oamenilor, colegi, dacă le dăm oamenilor și de mâncare, o să fie fericiți iarăși. Mâncare, adică nu supă. Ok, hai să vedem aici. Organic fertilizer, nu ne interesează asta. Triage, nu ne interesează. Care house, nu ne interesează. Medic helpers, da mă! Dar nu, stai! Înainte de medic helpers, mă interesează să văd ce eficiență au oamenii ăștia în momentul de față. Eficiență 0. De ce, mă? Bă, ăștia mi-au stricat jocul. N-aveți, mă, pacienți? Cum n-aveți, mă, pacienți? Sunteți cu capul? Bă, m-am prostit? 5 oameni. What the fuck? Pauză. De ce e oprit? Așteaptă muncitori. Cum adică așteptați muncitori? Voi munciți 24 din 24. Cum adică așteptați muncitori, my friends? E ceva în regulă și nu le-a zis care e treaba. Ăștia de aici sau care s-au dus să creeze... Promisiunea îndeplinită. Le-ai dat oamenilor mâncare decentă. Aia era șmecheria, mă, că s-au dus să muncească, mă. Bă, de ce nu ziceți, mă, așa? Ok, am înțeles. Și acum curațiile duble. Ok, deci e buton curație dublă. Ok, credeam că de la sine. Bun, ok, și am făcut și ăla de copii. Gata, mă, stai, mă, așa, mă. Bă, deci am luat pe ăștia. Ok, bun. Nu avem oameni pe care să-i punem la muncă. Da, pentru că i-am pus pe toți aici, corect. Gata, am făcut adăpostul pentru copii. Bun. Și copiii sunt în siguranță în interior. Pot să muncească, oamenii pot să muncească fără să-și facă griji pentru copiilor, pentru odrazdele lor. Ok. Bun, de aici, my friends, 10 inși. Ca să-i punem la somil. Că am uitat de treaba asta. Ok, și somilul ăsta... Cred că în momentul de față deja putem să lăsăm oamenii să lucreze la orele de muncă normale, fără niciun fel de stres. Am eu așa o vagă impresie. Ok, mă gândesc că poate ar trebui să... Da, nu, că uite, avem 43 de bucăți de mâncare de bază. Deci nu cred că mai e cazul să ne facem griji din punctul ăsta de vedere. Ok, ce ziceam noi? 138 eficiență la 100, pentru că am băgat dublu rație. Ok, două secunde să mai lăsăm să meargă un picuț. Așa, ia-i oamenii ăia de acolo care sunt gravely ill, bagă-i acolo, tratamente. Dă-i la fraier să se vindece. Bun, ne nenorocesc că mâncarea un picuț, dar asta este, n-avem ce să facem. Bucătăria. Da, bucătăria e cu... Cred că o să ne băgăm iarăși pe supe, fraților, sincer. Hai să vedem ce avem în stocuri. 60 de porții de supă. Da, bine, atunci faceți... Da. Și când aveți timp, faceți și din celălalt. Bine, ce să mai... Asta este. Nu știu dacă e cea mai bună idee să renunțăm la supă momentan. Nu vreau să renunț la supă, lasă. Am făcut quest-ul cu mâncarea bună, las. Nu renunțăm la supă. Așa, deci, încă o dată, 138 eficiență la oamenii ăștia aici. Super, super bine, extraordinar de bine. Ok, și acum dacă ne ducem și alegem legea pentru copii.
medic helpers să-i ajute copiii pe doctori. Ok, sunt foarte curios dacă ne crește eficiența. Avem nevoie de medici cu... Da, sunt de acord. Hai să vedem. Vreau să văd că crește eficiența, my friend, de la 138 la cât? Deci fără bonusul de mâncare, țin minte că aveam eficiență de 120. Oare trebuie să le zic ceva closed up at this time of day? Ok, avem un nene first cripple. Ah, deja nu... Da, n-am scăpat. Nu am scăpat de chestia asta. Primul om care nu mai poate munci. E un om care stă degeaba, practic. Ok. Două chestii. Ce s-a întâmplat aici? Prima amputare. Da. Asta este. Deci primul om care o să stea degeaba în momentul de față. Hai să vedem și scoutul nostru ce face, dacă putem să... Unde? Și ce avem aici? Storm Shelter. Ok. O zi să ajungă. Broken Tower. Nu semne de viață. Un observator. Uite, mai putea, se pare că mai sunt niște oameni aici. Am putea să mai luăm niște oameni. Dar nu, hai să ne ducem aici la adăpostul ăsta de furtună și să vedem dacă e ceva interesant acolo. My friend, du-te tu acolo, te rog. Ok, cât mai avem din... mai avem două zile aproximativ din demo-ul nostru, dragilor. Da, asta știm că e primul om care nu poate să muncească absolut deloc. Băi, am nenorocit pe săraci oameni. My friend, mai muncește și tu, mai ok. Medical post upgrade. Aoleu, stai că ăsta ne face și upgrade-ul de medical post. Corect. Hai să vedem. 138 în continuare. Bagă ușurel, dă-le de mâncare la oameni, mai repede. Așa, oamenii acolo să muncească. Hai mă că sunt curios, mă. Children not in child shelter, 0 din 15. Hai mă că sunt foarte curios să văd dacă într-adevăr chestia asta ne ajută cu ceva sau nu. Of, la naiba. Hai mă, au început ăștia munca. Au început munca, este ok. Mă disperă că nu înțeleg cum pui mei doi oameni care mor de foame. Nu pot să înțeleg. Une sunt mă aia doi. Une sunt mă guștire aia doi care nu... Nu-și fac treaba. Ok, mai avem vreun om care putea să... Da, e ăsta care n-avem ce să facem, că n-avem cum să... Ha? Sau? Da, zero available. N-am. Nu se există, my friend. Ok, și mai avem cărbune pentru 23 de ore. Asta așa, ca fapt divers. Ca să înțelegeți cu ce se mănâncă. Ok, 120%. Deci am terminat cu rations. Păi și copii? Ne crește eficiența de la copii sau nu, my friend? Că eu asta am pușat extraordinar de mult. Să ne crească eficiența de la copii. Poate că nu e implementată încă în demo. E și asta o posibilitate, presupun. 30 de grade pe minus. Ești nebun? O să ajungem la minus 40 și în ziua 12 o să ajungem la minus 50? King Christ. Deci nu vreau să cred. Refuz să cred așa cea. Hai bă, boraci, bă! Going in the shelter, staying in the shelter. Na, stai că m-am dus, am dat cu zoom out-ul prea mult. Nu mai sunt cetățeni în shelter. Așa. De ce nu mai sunt cetățeni în shelter? Este ora 10. Pentru că s-au dus la ăsta? Zim că da. Unde sunt, mă? Îi arată pe puștani. Vă duceți, mă, la medici sau ce faceți? Deci eu văd că se plimbă. Tu vrei să-mi spui că fizic trebuie să intre la medic ca să poată să-l ajute? Și că ar fi trebuit să pun shelter-ul mai aproape de medic? Deci nu vreau să cred chestia asta, man. Zim, te rog frumos, că nu e cazul. Se duc să mănânce? Unde se duc, mă? Da, mă! Ok, a intrat... Uite, se intră la... Oh my god!
Deci nu te cred! Nu te cred că trebuie să se ducă fizic la medic! Deci trebuie să fac adăpostul de copii super aproape de me... Nu cred asta. Nu cred asta. Și aici nu mai e nimeni. Și acum... Deci 144 la ăla. Și la ăsta. Păi până ajung ăștia la medic, frate, mor oameni nici cu capul. Deci nu pot să cred, nu pot să cred că îmi fac una ca asta. My friend, tu aici cum stai? Cum ești cu research-ul? Medical post upgrades. Hai să creștem un picuț, să ai și tu ore de lucru mai mari un picuț, că e păcat, e păcat. Ăștia cu lemnul momentan stăm super, super bine. Ăștia săracii de la cărbune își fac treaba aici, nu trebuie să stea foarte mult overtime. Ok. Hai să vedem generatorul nostru. În momentul de față avem un surplus de cărbune care ne vine acolo. E foarte, foarte bine. Mă bucură foarte tare treaba asta. Vai de capul meu. Vai, deci numai când văd chestia asta mi se face rău. Băi, eu știu că e făcut jocul de aceiași oameni care a făcut This War of Mine, dar totuși. Las-o în pana mea. Opa, ne mai vin vânători. Ne vin vânători. Este super extra ultra bine. Ar trebui cumva... Nu știu, hai să vedem. A fost lucruri cel bun de făcut. Am vrut să vă mulțumim pentru adăpostul de copii, nu? Da, mă, e ok, e în regulă. I approve, e bine. Hai mă să le facem rații de mâncare mai așa. Deși sunt 200 de oameni la care trebuie să facem rații de mâncare. Eventual am putea să ne uităm aici să vedem. Da, numai supe avem, 193 de supe. E magnific, este mirobulant. Băi, vedeți mă cum stau aici ăștia în plus, mă, 21 de oameni bolnavi și doar 10 sunt în tratament, fratele meu. Da, deci eu nu am realizat chestia asta că dublu porție e un... Nu am făcut așa ceva până acum și n-am știut că e o chestie de activat. Am crezut că e pur și simplu una. Reușim? Oare? Reușim aici? Am crezut că pur și simplu le dăm în continuu. Hai, te rog, mai ai 2 ore. Fă-mi 100%, fă-mi 100%, te rog. Să ne crească eficiența, uite, mai avem un ciung. Haide. Iar să ceartă cu mine, acum să-mi supărați. Ăla a fost, mă. Ok. Și acum eficiența de la... Da, copiii s-au dus înapoi. 132 eficiența. Super, super bine, man. Extraordinar de bine. Bun, hai să vedem aici ce research-uri mai putem să facem. Boilere pentru locuri de muncă. Asta o să ne mănânci, ia să vedem. Să construim boilere la locurile de muncă în timpul orelor de muncă. Fiecare boiler crește căldura locului de muncă cu 2 niveluri și consumă un cărbune per oră. Bă, ar fi bine numai pentru somil, pentru asta de lemne ar fi bine, de chirestea, pentru fabrica de chirestea ar fi super bine pentru că e la un praznic. Dar am zis noi că am vrea niște mai multe chestii, fie steelworks. E frumusețea asta de improvements la sawmill improvements. 2 secunde să facem un pic de pauză. Deci noi mai avem acum 15 metal. 15 metal care nu mă încântă foarte tare. Hai să facem steelworks-ul. Așa, ca să știu eu că am scăpat de treaba asta. Și după aia vedem între care, probabil între astea două, dar nu știu. Să vedem cum stăm cu bolnavii. Că bolnavii în momentul de față văd că e o problemă destul de mare. Ok, hai să dăm drumul la Jugulești și să văd, să vedem ce țipă gușterii ăștia acum. Ce mai vreți, mă, de la viața mea, mă? Care e problema voastră, mă? Am trecut pe rații normale, da, am trecut. Aștept să se strângă ca să poată să-mi zică. Da, văd și eu că avem foarte mulți bolnavi, mă, am 2 infirmerii. V-am dat de mâncare dublă. Să mai deschidem o infirmerie? Să facem un post de gardă. Hai să mai deschidem o infirmerie. Pana mea, deși nu știu de unde să mai luăm. Dar fii atent că unul din ăștia care nu mai pot să muncească e un inginer. Băga-mea și piciorul să-mi bag.
Ok, infirmerie 25 de lemn, avem ca călămăria ta. Hai să trântim aici. Cum nata de adjacent to street, mă? Îți bagi eu de mine. Tragi, mă, să fie adjacent to street. O bucată de lemn acolo. Ar trebui să luăm de la cercetare ca să putem face chestia asta. Sau să ne ducem ca tâmpiții. Dacă 5 ingineri. Sau să punem muncitori în loc de ingineri la făcutul de mâncare. E și asta o idee. Corect, uite că aici putem să facem, văd. Mă lasă să fac chestia asta. Deci probabil că o să mergem pe ruta asta. Okay, băi, aici sunteți cu muncile așa. Hai să facem chestia asta de acum. Da, stai că trebuie să iau de aici, de la muncile astea. Ia, du-te de acolo și bagă-te aici la mâncare, ca să pot să fac 5 ingineri aici, man. Sau, mă rog, 4. Gata, mă. Ok, le-a mai crescut un pic speranța și le-a scăzut supărările. Le-au scăzut supărările. Ok, și lăsăm în continuare ăsta maxim acolo. Da, și acum ar trebui 15 oameni să fie, mă rog. E loc pentru 15 oameni, dar nu știu dacă o să fie chiar 15 oameni. Oh, Doamne Dumnezeule, vai de capul meu, deci... Da, mă. Cred că suntem ok, cred că în momentul de față suntem ok. Hai să dăm un pic pe fast forward, să vedem ce reușim, cum reușim. Poate un pic mai rapid pe fast forward. Opa! Am ajuns aici. The worst weather and advanced steam heating system protects you from the cold. Ok, deci am găsit niște resurse, nu? Bun, și am mai descoperit două locații noi din punctul ăsta. Ok, bun. Deci te selectăm pe tine, te punem să te trimitem înapoi către oraș. Ba nu, am mai găsit o locație nouă din punctul ăla de acolo. Bun. Și ăștia se întorc peste 21 de ore. Deja nu mai avem șansă să mai îi vedem întorși. Pentru că ni se termină demo-ul în seara asta aici la ora 22. În ziua noua sau azi 10-a, că nu mai știu. Chiar nu mai știu dacă aici sau aici se termină. O să vedem când exact ni se termină demo-ul nostru. Bun. Hai să continuăm, hai să dăm drumul aici la oameni să își vadă de treabă. Deci după ce facem pa, lege nouă. Care house, nu știu ce, vrăjel. Bun, ne apucăm de fighting arena, dragilor. Le dăm oamenilor să se lupte. Ok, pauză puștată momentan, te rog frumos. Și hai să vedem un fighting arena, unde putem noi să îl punem pe aici. My friend, cred că ar fi cazul să distrugem un picuț aici drumul ăsta, că văd că e degeaba. Ok, și să le facem noi un... Cât? Stai așa, cât mă costă fighting arena? Cât? Bă, cât am zis noi că e stil ursul ăla? Build a fighting arena. Mai am 3 zile să construiesc fighting arena. Hai să așteptăm. Hai să așteptăm un picuț. Că putem să facem și fighting arena aia, nu zic nu. Dar să vedem. Parcă numai lemn aveam nevoie pentru steelworks. Dar mi-e frică. Lasă așa. Lasă-mă ușor, gentil. Încă o zi, încă o tură. Știu, my friend. Ai, nu. Da, mă, 15 oameni pot să stai aici. Ai, buba. Iar o, frate, 40 de grade, fraților. 40 de grade. Deci, uite cum mor spitalele, mâncava sufletul vostru. Fii atent că child shelter-ul e super ok, n-are niciun stres. Ok. Super, super tare. Bun. Băi! What? N-avem... Da, n-avem mâncare. Da, mă speriasem, zic, aoleo, inoperativ. De ce? Zic, aoleo, n-am căldură de la generator. Ce se întâmplă? Da, nu, nu avem... conversia este de 5 la 10, dar nu avem 5 bucăți de mâncare de bază. Oh, ce m-a... Deci m-am sfiat și m-am... Am zis, cine a fost? Până aici. Pa, la revedere, drum bun. Vă rog eu frumos, mă. Rezolvați-mă mai repede cu oamenii ăștia, cu pacienții ăștia. Nu se poate așa ceva. Astăzi, my friends, astăzi. Băi, deci nu știu dacă noaptea asta sau noaptea viitoare o să se închidă
demo-ul, o să trăim și o să vedem. Să sperăm că în noaptea viitoare, pentru că vreau să vă arăt și Steelworks-ul. Ar fi foarte șmecher să vă arăt și Steelworks-ul ăla. Așa. Pa, 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 pa. Oamenii s-au îmbolnăvit grav. I know, știu, lasă-mă să trăiesc. Unde-i mă, care-i mă? Hai să le mai dăm să vedem. Trei la fiecare în parte să dau? Da, trei la fiecare în parte să dau ca să le dea rații duble. Dă-le rații duble la oameni, te rog eu frumos. Ok, hai să vedem acum. O să ni se ducă mâncarea aia rău de tot, dar nu avem ce să facem. Minus 40 de grade temperatură, vai de capul meu. Hai, bagă-i pe ăștia grav răniți, bagă-i acolo la tratament, te rog eu frumos. Bagă-i mă la tratament, mă. Bă, dacă mai am un cripple, te strâng de gât. Tratament radical. Unul din oamenii noștri e față în față cu moartea, dar refuză o amputare. Este încăpățânat, dar gangrena îl va omori în câteva ore. Ce facem? Îi tăiem piciorul sau îl lăsăm? Taie piciorul în puii mei, ce crezi că e după el? Ia uite tu pe istu. Ok, ok, ni s-a făcut research-ul! Atât! Bun, still works. My friend, boiler sau sawmill improvements? Mergi piciorul. Bagă-te pe boiler, că se îmbolnăvesc ăștia în ultimul hal și nu-i mai suport. Una la mână, doi la mână. Still works, still, la resurse aici. Steelworks. Ok, asta e zona. Cum, două secunde, că nu le-a zis cum ar trebui să tragem drumul până acolo. Pe aici? Ceva genul ăsta? Ok, ceva genul ăla. Bun. Steelworks. Bagă mare. Așa, și hai să trântim drumul respectiv. Zici tu că ceva de genul ăsta ar merge, a? Așa, și leagă acolo ca să aibă acces... Perfect. Bun, 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 bun. Perfect, perfect, perfect. Ok, și o să cercetăm și drumurile și toate alea. Ne apropiem de ora 22 în ziua 9. Hai să sperăm că e 22 ziua 10. Vom trăi și vom vedea. Trebuie să facem și fighting arena ăla. Ai, mă, nu, mă, de ce, mă, 5 grav răniți, mă, grav bolnav, mă? Bă, le dau de mâncare, mă, oameni buni, bă, și tot degeaba, mă. Nu-mi vine să cred așa ceva. Ia-i, mă, te rog eu frumos, ia-i, mă, ce vrei, mă? Înghețăm la muncă. Da, acum fac upgrade-ul. În o zi sau două zile? În două zile. Asta făceam, my friend, acum asta făceam. Așa, mă, du-te, mă, și tratează-l, mă. Hai să-mi trag palme. Trei deja. Ah, bă, sunteți degeaba. Mă jur că sunteți degeaba. Știți care e buba? Că toți ăștia care s-au dus să lucreze sunt ingineri. Le-am promis oamenilor căldură și ai... Am rezolvat. Păi ce s-a terminat research-ul? I don't know. Bun. Toți ăștia sunt ingineri care s-au dus acolo. Băgam-i și șorul. Ai, și nu sunt în momentul de față aici să-i trateze pe gușteri. Întorceți-vă, bă, la muncă, bă, lăsați-vă pe aia, bă. S-a întors ăla cu... Pauză! S-a întors cu mâncare, cu toate cele, a? Ia uite, e plin aici de lemne, ești nebun? Ok, hai să vedem, unde îl trimitem în continuare. Un pod de oțel. Podul nu are zăpadă pe el. Sau către un turn fără semne de viață. Sau către un observator. Smoke, ăsta aici. Du-te și mai ia oameni. Că nu mai am oameni în puii mei. Ok, bun, bun, bun. Și aici putem să punem să muncească 10 muncitori, da? Acolo la steelhouse-urile alea. Și imediat ce terminăm cu upgrade-ul ăsta. Storage limit reached. Adică avem... Trebuie să fac spațiu de stocare? Ești nebun? Da, n-am. Da, ok. Bine. Avem atât de mult lemn încât nu mai avem unde să-l punem. Ok, ia-i oamenii de acolo să stea acasă. Și, de fapt, noi stăm acasă, îi băgăm aici. La cărbune. Oh my god.
Oh my god. Ok, bun, deci să înțeleg că de fapt aici, în ziua asta, e problema, de fapt. Ok, hai să vedem omuleții noștri. Acum că au venit medicii, ia-i pe toți de acolo, ia-i pe toți fraierii care sunt bolnavi grav. Ia-i mă și pe aia trei, nu-i lăsa, mă. Ia-o, ce-ai făcut, mă, e dat afară, ce-ai făcut, mă? Bă. Așa, hai, că poți să iei pe toți, Da, deci asta e buba, că trebuie să ținem minte de treaba cu inginerii. Deci dacă ai toți muncitorii care sunt la locurile de muncă, inginerii trebuie să meargă să construiască. Sau poate că inginerii sunt aia care construiesc. Asta nu știu, asta chiar că nu știu ce să vă spun. O, slavă celui, uite-vă, bravo, tot respectul, bă. În două ore, uite, să mai vindecă câte unul, ai de capul meu, slavă celui. Ok, hai să dăm un pic mai rapid, să mai ia acolo. Nu înțeleg de ce 13, când ar putea să ia foarte fain și frumos. Sunt pe la locurile de muncă, din cauza asta mă gândesc, nu? Da, deci asta a fost greșeala noastră cu... Că am pus oamenii să muncească când nu aveam cine să punem să muncească. Ok, nu am făcut încă Fighting Arena, trebuie să facem arena asta de luptă, dar avem posibilitatea să alegem fie să se dueleze, dar buba aia este că oamenii se duelează până la moarte, ceea ce nu vrem, bineînțeles, sau să facem un public house. Deci am putea să facem și o lege de genul ăsta, care este un bar, e pur și simplu un bar, da? Deci hai să semnăm legea pentru ăsta și hai să vedem aici de ce am făcut Steelworks-ul ăla acolo. Hai să le facem un... Bă, deci n-am făcut Fighting Arena încă, nu? Stai așa. Fighting Arena, da, nu am făcut-o încă. Avem oameni care stau degeaba? Avem doi muncitori care stau degeaba. Ok, hai să-i luăm. Hai să-i luăm de aici, când bat piciorul, dacă punem iarăși inginerii la muncă. Nu mai vreau așa ceva. Și hai să le facem un Fighting Arena. Arena. Ok, putem să trântim acolo. Și acum, worker. Ah, slavă cerului, slavă cerului că... Nu mai, deci nu, chestii noi, chestii pe care nu le-am luat în considerare. Și care na. Trebuie să le iei pe astea în considerare. Ok, 15 oameni care momentan sunt acolo în tratament. Ne zice mă și nouă aici. Hungry, gravely ill, fed, ne e foame, ne din de toate. Ok, ăsta, acolo mai avem un pic până se resetează toată șmecheria. Ok, și asta este ultima zi pe care o avem pe capul nostru. Cu lemnele cum stăm? Stăm bine momentan. Am consumat foarte puține lemne doar ca să ne facem o casă acolo și așa. Perfect. Ia uite cum ne crește speranța. Asta una la mână. Bun. Și o să trebuiască să le facem și un public house. La Fighting Arena trebuie să punem un om. Bun. Și trebuie să le facem un public house, am zis, da? 15 bucățele de lemn. Bagă și pe asta acolo, te rog. Păi și la nena asta un drum. Perfect, și acum muncitorii ăștia iarăși ar trebui să fie... Opa, de ce mă? De ce doi ingineri, mă? Fucking Christ, ar trebui fără nicio problemă 10 oameni să duc acolo, nu ingineri. Bă, pot mă să-i scot de aici? Dismiss, my friend, dismiss. Ia uite mă, neneu. Băi, eu am nevoie de ăștia să stea în spitale și să duc să construiască, mă. Bătuți în camă, n-am văzut așa ceva. Gata, m-am cercetat boilerele, ești cu capul? Bun, și boilerul ăsta trebuie să îl... build and man a public house. Ok, lasă asta. Boilers are hit the walls by where there are people inside, is by two levels. Un cărbune pe oră. Sunt de acord să fie un cărbune pe oră, my friend. Sunt perfect de acord. Și hai să vedem harta asta. Minus 40 de grade, da, nu știu ce să zic. Minus 40 de grade cu cărbunele înăuntru. Very cold și doar chili. Da, mă. Da, mă, minus... Oh my god, deci e doar chili cu... Fuck. Cu tot cu boiler. Oh, dude. Ok, și avem... am deschis și barul nostru cel magnific. Ia uite și aici la fel. Hai de mine. Bun, hai să vedem ce cercetare nouă putem să facem.
În momentul de deci stai așa, cu... Cu lemnul stăm super bine în momentul de față, extraordinar de bine, corect. Am scos oamenii de pe lemn. Nu, stai, ce fac? M-am prostit. Hai să încălzim și ăsta. Și deja s-a dus... E bine. Mă mănâncă, dar nu cred că mai avem timp să facem. Deci nu cred că o să se termine research-ul. Asta e o seră. O seră ne permite să facem rost de mâncare. Noi în momentul de față cu mâncarea stăm destul de bine, că avem vânătorii care se duc și își fac treaba acolo. Ce alt research am putea să facem? Am putea, deci research-ul pentru somil, cum spuneam, am putea să ne ducem pe chestia asta, pentru mina de cărbune. Să încercăm să facem research-ul la mina de cărbune. Asta e ceva care pompează apă sub pământ și adună cărbune din chestia asta. Băi, chiar nu știu ce să vă zic. Chiar nu știu ce să vă zic. Creează depozite pompând apă sub pământ. Da, nu știu, pare super, super problematică problema asta. M-aș gândi mai degrabă, deși ne produce mai puțin cărbune per zi, m-aș gândi mai degrabă să fac mina de cărbune. Deci mina sera... asta ce ne dă, mă? Extrage lemn din peretele craterului. Hai să mergem pe mina asta. Hai să mergem pe mina aia, că mai avem pe aici într-adevăr, dar... Ok, avem oameni care stau degeaba. Avem oameni care stau degeaba, nu mai avem nimic de construit momentan. Cred că putem să-i punem să mai ia din cărbune, da? Deci oamenii ăștia care stau degeaba, putem să-i punem să ia din cărbune fără niciun fel de problemă. Și de asemenea, cred că putem noi astea de cărbune, extragerea de cărbune, să o facem ceva genul ăsta cu ore extinse de lucru. Cred că putem să facem ceva de genul ăsta, da? Numai ca să avem cărbune, să putem să menținem cu minus 40 de grade Celsius, pe cum să mai vine. Și se pare că astăzi o să fie ultima zi din demo. Da, te văd că... Mă, asta ce înseamnă? Mild Frostbite? Înseamnă cumva că... Zi, o să ajungă amputat și nu o să mai poată lucra sau ce? Că nu realizez. Pot să fac aceeași chestie și aici? Dude, pot să fac fix aceeași chestie și aici. Păi fii atent. 200% consum de cărbune. Deci de la 6 la 12. Pe când așa avem 1, 2, 3, 4, 5. În plus 66, deci 11. Ok, hai să facem așa. Să ne crească temperatura în infirmerii. Ok. Mai putem să le dăm oamenilor de asemenea. Stai să vedem care e ăla super bolnav. Gravely ill, gravely ill. Toată lumea e gravely ill, firar al naibii să fie. Uite aici am putea cu ăsta, pentru că e și eficiența crescută de la copii și le dăm și de mâncare. Toată lumea este gravely ill. Toți sunt pe moarte. Mama lor de gușteri. Ok, deci ăsta pentru că are cea mai mare eficiență, pentru că aici... Ba nu, ăsta, stai mă, că ăsta e cel mai apropiat de copii. Dar nu e eficiență maximă pentru că n-am suficient oameni, nu? Nu mai înțeleg nimic. N-am, dar oricum nu am, că am un ăsta care e degeaba, am un inginer care este degeaba. Ok, public house, House of Joy. Ok, deci le putem face un, cum se cheamă, mă? Brothel. Bordel, că nu venea, sau le putem da să de băut. Hai să le dăm de băut. Ca să putem să facem și supe. Să nu se mai supere atât de tare. Cu un pic de băutură, supa e mai digerabilă, ca să zicem așa. Bun. Ok. My friend. Gata, mă. S-a finit. Foarte, foarte tare, foarte tare. Bun, dragii mei, deci am ajuns în ziua 10-a. După cum se poate vedea, temperatura este extremă. O să ajungem la minus 50 de grade.
Asta înseamnă că la un moment dat pe parcurs trebuie făcut upgrade-ul ăla de căldura a boilerului. Deci în momentul de față am făcut upgrade-ul să avem o rază mai mare. Eu o să trebuiască să facem upgrade să avem și căldură mai mare. Ca idee generală. Deci abia aștept să reușim să jucăm joculețul ăsta în momentul în care o să apară. Vă readuc aminte, se cheamă Frostpunk, scrie mare cât capul și în titlu și pe ecran în momentul de față și peste tot. Făcut de aceiași oameni care au făcut This War of Mine, așa numai, vedem că este la fel de un pic deprimat așa. 10 zile au trecut și nu ești sigur de soarta celorlalte orașe. Ți-ai împins oamenii la limită și dincolo de aceste limite. Ordinea cea veche a fost înlocuită de legi pe care le-ai considerat-o necesare pentru a asigura supraviețuirea. Privind oamenii în ochi, nu știi sigur dacă au supraviețuit întregi. The waning of hope is looming large. Scăderea speranței este deasupra noastră tuturor. Ce vei sacrifica pentru a supraviețui orașul? Ai ajuns la sfârșitul demonului. Vă mulțumim pentru că ați jucat. Bun, dragii mei, dacă ați rămas cu mine până acum, un mic like, un coment, un share, poate o abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!